Se schimbă numărul de aleși în unele localități din Timiș ca urmare a recensământului. Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul detaliat cu numărul de consilieri județeni, respectiv de consilieri locali, pe fiecare localitate. Numărul va crește la Recaș, 17 consilieri locali față de 15, la Dumbrăvița 19 în loc de 17, la Giroc 19 în loc de 17, la Remetea Mare 13 în loc de 11, la Săcălaz 17 în loc de 15, la Șag 15 consilieri locali în loc de 13. Numărul va scădea la Bârna, 9 consilieri locali în loc de 11, la Beba Veche, 9 în loc de 11, la Jamu Mare, 11 în loc de 13. La Timișoara rămân în continuare 27 de consilieri locali și 36 de consilieri județeni la Consiliul Județean Timiș.